Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a declarat faptul că valul 5 al pandemiei de COVID-19 va dura cel puțin 2 luni, iar februarie și martie vor fi lunile de risc maxim. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a menționat faptul că în proiectul de lege privind aplicarea certificatului electronic COVID în România este prevăzut că și persoanele vaccinate cu o singură doză vor primi un certificat, dar el va deveni definitiv doar în momentul în care se vor vaccina cu a doua doză. E posibil. E posibil să vezi că s-a împuținat situațiile grave care au fost asta toamnă. E posibil să termine. Iar această variantă nu este la fel de agresivă, să spunem. Da, Omicronul ăsta nu e așa agresivă. E posibil să încheiem o dată cu asta. Trebuie o dată. Păi e foarte bine dacă dispare pandemia, da. E treaba cu vaccinul, tot trebuie să facem vaccinul, chiar dacă dispare pandemia. Eu dacă bătrân am 80 de ani aproape, mai fac pe ăsta, o să mor mai repede. Eu cred că valul 5 al pandemiei va dura mai mult de o lună și jumătate, probabil că va dura cel puțin 2 luni, văzând ce se întâmplă și în alte țări. Nu avem de unde să știm cât timp va dura, dar vedem cam cum evoluează lucrurile. Cred că lunile de risc maxim sunt lunile februarie și martie, a spus Rafila la Palatul Parlamentului. Da, el așa a spus și unii a spus că în mai, nu știu care, ăla, secretarul de stat Arafat, că mai o să scăpăm de tot. Eu știu acum care nu știe nimeni. Cel de sus știe. Dar măcar avem o speranță. Da, păi s-ar putea că peste 4.000 infectați pe zi și probabil că lumea se mai și sperie, mai știe, dacă nu circulă mulți, nu circulă și acum fără măști. N-ați observat? Eu nu știu de ce circulă fără măști. Ministrul Sănătății a precizat că certificatul electronic COVID va fi aplicat doar pe teritoriul țării noastre, iar românii care vor să călătorească în alte state trebuie să respecte legislația europeană în privința certificatului verde.